Murul e format anul acesta. Să vedem la ultima lucrare ce am mai făcut aici. Adunăm sticlele. Adunăm tratamentele. Acum, în privința la tratamente, puteți să mai faceți, puteți să nu mai faceți, în funcție de ce ați făcut în timpul anului. Eu n-am de unde să știu ce tratamente ați executat în timpul anotimpului. Acesta este un roi, iar aici au avut turta experimentală pe bază de uleiuri esențiale. Deci tot anul a stat cu turta pe ele. Adunăm benzilicul oxalic, le aruncăm. Văd și ceva propolis, la adunăm. Îndepărtăm, mă mai curățesc și albina de aici. Aceste benzi încă au mirosul de oxalic. Chiar sunt curios cât varoa mai ar exista. Din acest moment îndepărtesc și aceste turte experimentale, adică mai mult pungi. Când am format roiul, am zis, haideți să vă dau aceste turte. Și pare că totul a mers bine. Aici, pe mijloc, avem un pic de propolis. Îl adunăm. Nu adunăm de unde a avut contact cu benzile, fiindcă s-ar putea să aibă un pic de oxalic pe acolo. Adunăm zonele necontaminate. Bun. Curățăm, luăm ce ne trebuie și ne uităm un pic și în colonie. Uităm un pic și în colonie să vedem care e starea. Arată foarte bine, la ultima verificare a fost adunată pe 8 rame, fiind albină după diafragmă, e clar că nu cred că voi mai restrânge. A fost bine restrâns. Aruncăm o verificare scurtă și trecem mai departe după aceea. În general verifici dacă ai matcă, dacă matca ouă, dacă e bine strâns pe rame albina, dacă e bine strâns albina, că mai apare câte un trântor aici. Când văd un trântor e clar că familia e sănătoasă. Totul e în regulă. Dar aruncăm o privire. Te uiți să vezi dacă hrana e suficientă. În mod normal, dacă ai mai multe colonii de albină, ar trebui să găsești poate 1-2 colonii unde nu ai hrană suficientă, da? Și atunci vii cu o ramă din asta mai specială, de la alte colonii. Iată, aici avem păstură, chiar suficientă păstură, rama e pregătită pentru iarnă. Rezervele de hrană sunt în regulă. Verificăm prezența puietului.
Iată, puietul e prezent. Albina acoperitoare suficientă. Miere suficientă. Dintre toți apicultorii pe YouTube, un singur a prezentat restrângerea cuiburilor. E esențială restrângerea. Eu când am văzut acum câțiva ani un film de-a lui Neagiova, îl cheamă, unii îl cunosc, și am văzut că ierna pe 3 rame, dar cu albine multă pe cele 3 rame, am înțeles că restrângerea cuiburilor e esențială. Acum sunt apicultori care nu practică această restrângere. Ați văzut, s-a umplut toată lumea cu puiet varos anul ăsta. Au spart cuiburile cu foie, au spart cuiburile cu rame, crezând că marca aceea este mitralier așa. Și s-au umplut de boală și acum nu știu ce albine mai au prin stup. Iată, aici e o ramă foarte frumoasă. Aici e puiet larvar, a eclozat frumos și matca a depus din nou. Iar roata avem prima dată rândul de celule cu miere necăpăcită. Nu că n-ar putea fi căpăcită această miere, dar ce mănâncă dacă o căpăcește. Începe și de căpăcești acum. Și aici la fel. Deci pare totul în regulă. Mai ridic o ramă și am terminat. Aici avem și puietul căpăcit. Totul e în regulă. Arată frumos. E semi-pregătit pentru iernare deja. Bine, o să mai venim cu... Chiar dacă consider că nu au varoa, voi veni cu primul tratament chimic de anul acesta, care constă în Scabatox și eu pun și ceva barachet. Scabatox e mai mult pentru cantitatea de amitraz, dar trebuie și un pic de varachet. Da, acum fiecare știe deja sute de tratamente puse pe internet. V-am spus, în funcție de ce ați făcut în anul respectiv, faceți tratamentele. Dacă știți că ați făcut doar în primăvară, deja ați făcut tratamente și ați văzut câți păduchi aveți. Cei care n-ați făcut nici în primăvară, acum sunteți cu o problemă și ați văzut ce se întâmplă. Cei care se uită și au probleme respective știu despre ce e vorba. Vorba de varoa. Bun, am terminat și aici. Acum vreau să-i pun un car. Punem un cap. Voi ierna așa cu caturile deasupra. Motivul e simplu, poți să împachetezi mai bine, poți să pui mai multe izolații aici în cutie. Punem o păturică, eu pun două. Punem două și am terminat. Mai venim în octombrie când venim cu ultima restrângere, dăm găuri în rame.
dacă au puiet, nu punem benzili, dacă n-au puiet, punem și benzili. Atunci va sta așa. Totul în regulă, nu mai avem de ce să-l deranjăm. Notăm aici.